Reprezentanții Sindicatului Muntele s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute cu ministrul energiei Răzvan Nicolescu. Reorganizarea complexului energetic Hunedoara și insolvența entității energetice au fost câteva din subiectele abordate la întâlnirea cu ministrul. Am avut o discuție extrem de aplecată pe problemele serioase cu care se confruntă complexul energetic Hunedoara și am prezentat domnului ministru un program punctual în ceea ce privește modul în care credem noi că activitatea complexului energetic Hunedoara poate să continue, poate să se rentabilizeze și păstrarea locurilor de muncă atât în minerii cât și în energie nu rămâne doar o simplă poveste, iată poate că de data aceasta a plecat mult electoral și că într-adevăr această activitate poate să continue, evident, aplicându-ne cu responsabilitate asupra problemelor și asupra soluțiilor pe care trebuie să le agreem, poate chiar și noi, sau să le și propunem, iată cum am procedat întâlnirea cu domnul ministru. Nica mai spune că eliminarea treptată a certificatelor verzi oferite producătorilor de energie regenerabilă a fost unul dintre punctele discutate. Ba, mai mult, acesta a precizat că și Comisia Europeană a sesizat faptul că acești producători aduc deservicii producătorilor de energie pe bază de cărbune. Discuția a fost una extrem de practică, iar domnul ministru s-a arătat extrem de deschis și a punctat de data aceasta cele două variante extrem de clare pe care poate să le urmeze complexul energetic Hunedoara. Prima pe care și-o doresc și dumnealor și evident și noi este programul de reorganizare, de restructurare al complexului energetic Hunedoara urmat de privatizarea acestuia, iar dacă nu vor exista sorți de izbândă sau rezultatele nu vor fi cele satisfăcătoare, evident, s-a discutat extrem de bărbătește despre intrarea în insolvență a acestuia. Sper într-un dialog permanent și în aplicarea unor măsuri care, așa cum am spus și vreau să repet, va duce la rentabilizarea complexului energetic Hunedoara și iată că și din zona Comisiei Europene, a Parlamentului European, vin vești bune în ceea ce ne privește pe noi, pentru că se vorbește din ce în ce mai insistent de reducerea sprijinului în ceea ce privește certificatele verzi acordate producătorilor de energie regenerabilă și sprijinirea într-o măsură evident legală a producătorilor care nu depind de condițiile meteorologice, pentru că s-a observat de atâtea ori că echilibrarea sistemului energetic național are nevoie de producătorii de energie pe bază de cărbune. Mixul de energie ar fi salvarea complexului energetic Hunedoara. Entitatea a rezistat pe piață în condițiile în care i s-ar alătura un producător de energie pe bază de apă. La întâlnirea sindicaliștilor cu ministrul energiei a participat și fostul director general al CEH, Daniel Andronache, actual subsecretar de stat în Departamentul pentru Energie. Sindicatul Muntele începe negocierea contractului colectiv de muncă cu administrația complexului energetic Hunedoara. Instanța de la DEVA a dat câștig de cauză celor de la sindicat, iar aceștia vor demara negocierile noului contract colectiv de muncă, negocieri care teoretic ar fi trebuit demarate încă din luna martie. În data de 4 aprilie 2014, Tribunalul Hunedoara, prin sentința pronunțată, a declarat că Sindicatul Muntele este reprezentativ la nivel de unitate, motiv pentru care acesta va fi singura organizație sindicală care va negocia contractul colectiv de muncă la nivelul complexului energetic Hunedoara. Încă de la bun început am fost conștienți de faptul că o sentință definitivă care să trimită Sindicatul Muntele la masa negocierilor implică, în primul rând, o responsabilitate maximă, dar pentru că ne-am asumat-o, bineînțeles că vom continua pe aceeași gândire pe care am avut-o și înainte să obținem această reprezentativitate, iar mâine, în data de 8 aprilie 2014, conform notei scrise pe care am avut-o încheiată
joia trecută, respectiv în data de 3, vom începe propriu-zis negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Noul contract colectiv de muncă la nivelul complexului energetic Hunedoara nu va putea fi încheiat până ce nu va exista un buget de venituri și cheltuieli. Nu vreau să nu readuc aminte faptul că angajatorul ar fi trebuit să demareze această negociere cel târziu în data de 17.03, iar dacă acesta ar fi respectat legea și decizia instanței de la Petroșan, care iată a fost reconfirmată de către Tribunalul Hunedoara, cu siguranță astăzi nu ne aflam la inițierea negocierii contractului colectiv de muncă, ci într-o fază mult mai avansată, poate că am fi putut vorbi chiar de o finalizare a negocierii contractului colectiv de muncă, evident pe partea teoretică, pentru că acesta nu va putea fi încheiat până ce bugetul de venituri și cheltuieli al complexului energetic Hunedoara nu va fi aprobat. Rămânem în continuare deschiși tuturor colegilor noștri din celelalte sindicate care doresc să-și reprezinte membrii de sindicat, și dacă legiuitorul a spus că sindicatul Muntele este cel care va negocia și doresc să rămână la masa negocierilor, să vină alături de noi, pentru că o forță sindicală, cu cât este mai mare, cel puțin ca număr de membri de sindicat, cu atâta va fi mai puternică și va putea să păstreze cel puțin drepturile și facilitățile pe care le au atât energeticienii cât și minerii. Sindicaliștii încearcă pe cât posibil să mențină aceleași drepturi de care au beneficiat până acum minerii și energeticienii. Mâine se vor lua în discuție și primele minerilor cu ocazia sărbătorilor de Paște. Ziua Mondială a Sănătății a fost marcată și la Spitalul de Urgență din Petroșani. Conducerea unității medicale a acordat o zi liberă angajaților, însă mulți dintre aceștia au venit la serviciu pentru a fi alături de pacienți. Chiar și un sistem șubră are dreptul la o zi a lui. Este o zi în care, conform contractului colectiv pe ramură sanitară, personalul angajat în sistemul medical are dreptul la o zi de liber, cu recuperare. Aceasta este modalitatea în care este prevăzută legislația la ora actuală, motiv pentru care în ziua de astăzi majoritatea colegilor sunt, dacă nu la un program mai redus, sunt liberi. De la cum am văzut trecând prin spital, o mare parte din colegi au venit ca într-o zi normală de lucru, să se ocupe de pacienții care există internați sau care au probleme. Ziua de astăzi, pentru cei care nu au fost la lucru, va fi recuperată pe parcursul următoarelor 3 săptămâni. Managerul Unității Medicale din Petroșani și-a pus mai multe dorințe cu ocazia aniversării Zilei Mondiale a Sănătății. Pentru spitalul din Petroșani să ajungem să avem și noi o activitate decentă și finanțată conform cu ceea ce facem, nu conform cu niște grile și șabloane pe care le stabilesc unii și alții, iar pentru sistemul sanitar românesc să își încheie odată reforma pe care o face de 20 de ani. În fiecare an, la data de 7 aprilie, se celebrează Ziua Mondială a Sănătății pentru a marca apariția acestei organizații în anul 1948. Au văzut cum acționează pompierii și cum arată autospecialele acestora. Este vorba despre elevii mai multor școli din Petrila și Petroșani care au fost în vizită la detașamentul de pompieri din Petroșani. Acțiunea a avut loc în cadrul săptămânii dedicate activităților altfel din cadrul programei școlare. Cei mai încântați de vizita la detașamentul de pompieri au fost copiii care de altfel au și avut ocazia să testeze echipamentele celor care se luptă cu flăcările. Văd că ți-ai pus deja și casca în cap. Ai vrea pe viitor să devii pompier? Da. Ce face un pompier, de fapt? Salvează oamenii. De unde? De la ce? Din foc? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi aici? Când mi-a pus casca pe cap. Mie mi-a plăcut cel mai mult mașina. Care mașină? Asta de cea care mi se urcă colegii. Ce-ți place la ea? Îmi place interiorul. Ce știi tu că fac pompierii în fiecare zi? Sting focul. Mi-a plăcut să ne povestească. Ce v-a povestit? Cum salvează.
oamenii. De unde? De la ce îi salvează? De la foc. Din foc. Da. Trebuie să ai curaj ca să faci lucrul ăsta. Da. Și tu ai curaj? Da. Ți-ar plăcea să devii pompier pe viitor? Da. Cadrele didactice, dar și pompierii, au vrut să le arate copiilor cum arată un detașament pentru ca micuții să se familiarizeze cu tot ceea ce fac aceștia. Am venit la detașamentul de pompieri Petroșani, întrucât activitățile acestea le plac foarte, foarte mult elevilor și ei sunt în clasa 1 și până la această vârstă nu au avut ocazia să viziteze un detașament de pompieri și ne-am gândit că le-ar face plăcere. Le place, sunt foarte încântați și vremea ține cu noi, ne pare bine și suntem mulțumiți de ceea ce am găsit aici. Începând cu ziua de astăzi, până la sfârșitul săptămânii, avem și noi proiectul cu școala altfel alături de Ministerul Învățământului. Vom arăta segmente din procedurile de pregătire și tehnica de intervenție din dotare. Elevii vor avea posibilitatea să viziteze detașamentul de pompieri din Petroșani pe toată durata acestei săptămâni. Ministrul Culturii vizită neoficială la Petroșani. La sfârșitul săptămânii trecute, Kelemen Hunor, ministrul Culturii, s-a aflat în vizită la Petroșani. Acesta s-a întâlnit cu membrii organizației UDMR și cu primarul Tiberiu Iacopriții. Vizita a fost una de curtoazie, iar în cadrul discuțiilor s-au stabilit câteva direcții în ceea ce privește alegerile europarlamentare. Am venit la Petroșani să mă întâlnesc aici cu organizația și cu prietenii mei, să stăm de vorbă, să vedem care sunt problemele lor, cu ce putem să-i ajutăm. Și, sigur, începe pregătirile pentru europarlamentare. Am început deja pregătirile pentru europarlamentare. Județul are un candidat, e vorba despre un deputat, fiindcă de fapt este cap de listă. Sigur că va avea județul Hunedoara un europarlamentar, nu știu celelalte partide cum stau cu candidații, dar UDMR-ul va da și pentru acest județ un deputat în Parlamentul European. Și am venit să-i ajutăm cu ce putem și cum putem. Am avut o întâlnire scurtă și cu primarul, ne cunoaștem de foarte mult timp și am discutat un pic și despre problemele din județ, dar mai ales din municipiu și asta este scopul vizitei. Sper că revin mai în timpul campaniei propriu-zise și oricum de fiecare dată când pot în județul Hunedoara și în Valea Jiului încerc să ajung și să văd și care sunt problemele și necesitățile comunităților de aici. Ministrul a participat sâmbătă și la alegerile de la UDMR, unde Iuliu Winkler a fost reconfirmat în funcția de președinte al organizației județene. În Petroșani, firma care asigură încălzirea apartamentelor va continua să livreze agent termic, probabil, și pe perioada sărbătorilor pascale. Nu de alta, dar, deocamdată, nu au fost întrunite condițiile legale pentru stoparea furnizării agentului termic. La acest moment, deocamdată, furnizăm în principiu doar noaptea. În decursul zilei, dimineața se pornește încălzirea pentru școli, dimineața pentru că merg copiii încă la școală. În funcție de temperaturile exterioare, bineînțeles că și noi vom lua măsurile de oprire. Deocamdată, temperatura în cursul nopții nu este atâta de ridicată încât să închidem furnizarea la energie termică. În cazul în care încălzirea apartamentelor în sistem centralizat se va încheia după sărbătorile de Paște, nu același lucru se va întâmpla și cu apa caldă menajeră. Furnizarea acesteia va continua măcar până în vară, atunci când este programată o nouă revizie generală a sistemului de termoficare. Vineri 4 aprilie a luat sfârșit și cea de-a doua etapă de înscrieri în clasa 1 și în clasa pregătitoare. În Petroșani, toate locurile disponibile au fost ocupate la toate cele 7 școli generale aflate pe raza localității, inclusiv la cele din zonele mărginașe ale localității. Conform planului de școlarizare, a proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015, unitatea noastră școlară a prevăzut
și-a propus să realizeze două clase la clasa pregătitoare, lucru pe care l-am și realizat până în prezent și este un lucru care este benefic unității noastre școlare și de care ne bucurăm. Pentru că asta, în primul rând, înseamnă că am asigurat colegilor noștri locul de muncă pentru anul următor școlar, dar în același timp ne bucurăm că părinții au solicitat înscrierea copiilor în unitatea noastră, că ne apreciază munca, că ne apreciază dotarea unității școlare. Este adevărat că am realizat un număr de 48 de elevi din cele 50 de locuri propuse, doar că porțile școlii noastre rămân deschise până în septembrie, la începerea anului școlar. Există diverse situații pentru care părinții încă n-au înscris elevii, dar este dreptul părintelui și a copilului să aleagă acel moment, dacă nu l-au găsit până acum, de a înscrie copilul în unitatea școlară. În prezent, la școala generală numărul 6 din cartierul Petroșenean Aeroport studiază aproape 600 de copii, 50 dintre aceștia în cele două clase pregătitoare care vor funcționa în anul școlar 2014-2015. Elevi de la toate liceele din Valea Jiului au participat astăzi la un concurs cu tema Valea Jiului. Aceștia și-au testat cunoștințele legate de zona în care s-au născut și unde trăiesc. În unanimitate, toți elevii au spus că simbolul Văii Jiului este mineritul. Este un concurs frumos unde elevii își testează abilitățile atât sportive cât și de cultură generală și mai ales că există această comuniune între licee. Putem învăța mai multe despre zona în care trăim? Da, categoric, da. Sunt întrebări chiar pe tema Văii Jiului. Acest concurs este o oportunitate pentru noi toți prezenți aici să învățăm mai multe despre această zonă, deoarece sunt întrebări din istoria acestei zone, din tradițiile acestei zone și este o inițiativă foarte bună. Știu un lucru care este simbolic pentru Valea Jiului? Un lucru simbolic pentru Valea Jiului, eu spun că este mineritul. Concursul se află la a treia ediție, iar organizatori sunt cei de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani. Este a treia ediție, participă din nou cele 8 licee din Vale, iar anul acesta am hotărât ca să existe două probe. O probă sportivă, care s-a desfășurat la Liceul Economic, a constat în parcurgerea unui traseu utilitar de către un echipaj de la fiecare școală, le-a plăcut extraordinar de mult copiilor. A doua probă, proba de tradiție, de cultură generală, cu întrebări despre depresiunea Petroșani. Ca și în fiecare an, beneficiem de sprijinul Consiliului Local, care oferă primii în bani copiilor. La finalul competiției, toți elevii au plecat cu un bagaj de cunoștințe mult mai vast. Valea Jiului are istorie, iar învățăturile despre simbolurile zonei au fost însușite de participanții la acest concurs. Monumentele istorice din județul Hunedoara vor fi reabilitate, dar nu în acest an și nu toate. Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute la Petroșani, unde s-a întâlnit cu membrii organizației UDMR, dar și cu primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacopriții. În urma discuțiilor purtate, edilul petroșenean a ridicat mai multe probleme cu care se confruntă localitatea și Valea Jiului. Problemele economice și sociale. E un oraș cu o istorie foarte importantă și cu un prezent destul de greu, dacă se poate spune așa, și e nevoie de multă atenție pentru Petroșani și pentru Valea Jiului, fiindcă în continuare eu cred că se mai pot găsi și mai ales dacă economia începe să crească, investitori, locuri de muncă și un trai decent și un viitor cât de cât previzibil pentru această zonă, pentru comunitățile de aici. Ministrul a mai precizat că monumentele istorice ale județului vor fi reabilitate, însă nu în acest an. Bugetul prea mic al Ministerului Culturii nu permite efectuarea de lucrări de reabilitare în acest an. În 2014, cei de la Ministerul Culturii vor lucra la un plan pentru anul 2015, plan care va cuprinde reabilitarea monumentelor istorice. Cele prioritare vor fi monumentele din categoria A și anume cele de interes național. În acest an, vă spun, și sigur, când vorbim despre monumente istorice, nu ar trebui să vorbim despre un singur an, dar vorbesc despre bugetul anului 2014, e un buget extrem de mic.
Așa a fost votat anul trecut, eu așa am preluat Ministerul Culturii. Noi încercăm în această perioadă să pregătim proiectele pentru anul viitor. Asta înseamnă că în zona monumentelor istorice, în zona restaurării, să pregătim acele dosare, în primul rând pentru monumentele din categoria A, care pot fi într-o perioadă de 2-3 ani de zile renovate, fiindcă într-un singur an marea majoritate a lucrărilor nu pot fi începute și terminate. Că asta este natura monumentelor istorice, acolo se lucrează pe termen mediu. Sunt și cazuri când se lucrează pe termen lung, dacă ne gândim la Castelul Hunedoara. Și atunci trebuie să pregătim prioritățile. În acest an asta vom face și sigur Hunedoara, din acest punct de vedere, nu numai Valea Jiului, dar tot județul, extrem de bogat în ceea ce privește patrimoniul arheologic și construit, este în vizorul nostru. Dar minuni în 2014 nu pot promite, fiindcă, din păcate, sunt doar 20 de milioane de lei, toată suma contractată înainte să vin eu la Ministerul Culturii, pentru Programul Național de Restaurare. 500 de monumente istorice din județul Hunedoara sunt înregistrate la nivelul Ministerului Culturii. Doar câteva sute de monumente sunt incluse în categoria celor de importanță națională. În Valea Jiului nu există niciun monument istoric clasificat a fi de importanță națională. Proiectele școlare europene continuă în întreaga Valea Jiului. Astfel, la Școala Generală Carmen Silva din Petroșani, urmează ca în perioada următoare să fie implementat un proiect intitulat Tineri în acțiune în domeniul afacerilor. Parteneri la proiect sunt reprezentanți ai două unități școlare din Turcia, respectiv Polonia. În perioada 2013-2015 se desfășoară un proiect Comenius, care are la bază abilitățile practice. Este un proiect în colaborare cu colegii noștri din Turcia și Polonia. Noi deja am avut câteva întâlniri cu aceștia. Au fost în unitatea noastră școlară, ne-au vizitat școala, ne-au vizitat orașul, au plecat cu o impresie foarte bună despre oamenii orașului nostru, despre locurile acestea, despre copiii din școala noastră, urmând ca în luna mai, în perioada 12-16 mai, cadre didactice din unitatea noastră școlară, împreună cu elevi din școală și din liceu, să se deplaseze în Turcia pentru o altă vizită de lucru. Și apoi suntem deschiși să-i primim în luna iunie, în prima săptămână, pe colegii din Turcia și Polonia, cu elevi de acolo, care va însemna un, sper, un fructuos schimb de experiență. Alte proiecte urmează a fi accesate și aplicate chiar în acest an.